Vom face un sandwich pentru micul dejun cu cremă de avocado și cu ou fert. Crema de avocado, aveți rețeta, am să o las la descriere cum o prepar eu. Este foarte simplu și foarte sănătos. Pâinea este pâine făcută, pâine fără frământare. O rețetă foarte simplă și foarte, foarte ușor. Mie îmi place mâncarea care nu necesită mult timp de pregătire, care facem repede și sănătos. Apoi punem o frunză de salată, alta de tot salată, dar este rucola, câteva roșioare. Puteți folosi roșii normale, mie îmi plac roșiile cherry că sunt un pic mai dulci. Un pic de ceapă verde, oul fert. Așa. Un pic de castravete și adăugăm, punem capacul la sandwich. Este, să nu vă zic cât de sănătos este, că vă dați seama singur din compoziție ce conține și cât de bun este pentru micul dejun sau pentru pachetele la școală la copii. Acesta este sandwichul nostru. Așa arată. Este foarte sănătos și vă recomand cu drag această combinație. Este foarte gustoasă. Dacă vă place ce fac eu, vă aștept și data viitoare pe canalul meu.